pensionată de boală de aproape 6 ani. Am o poliartrită cronică reumatoidă și o hipotiroidie autoimună, deci două boli autoimune. La vreo 18 ani am cântat la o nuntă și mama s-a apucat de plâns și a zis că acolo merg doar femeile de moravuri ușoare. Deci în alt cuvânt, știți cum se zice în popor. Deci atât de mult m-a marcat, de n-am mai putut să cânt. Și după ce la noi acolo în Alba Iulia a început să se construiască biserică nouă, am început să merg din nou la strană și un băiat care acum e preot a zis: Doamna Maria, da, poți, hai, hai. Și încet, încet mi-am dat din nou drumul. Toată lumea zice: vai, ce voce ai, de ce nu mergi, de ce nu mergi încolo, de ce nu mergi încolo? Acum când am văzut că ați venit la Sibiu, zic, sunteți aici la noi în prag. Trebuie să mă duc. Ce-o fi, câte emoții o avea, sper să le pot stăpâni și să mă duc. Și de ce am venit? Și vreau să sfătuiesc tinerii să nu aștepte atâția ani. E un regret pentru mine, pentru că nu am putut să-mi înving acel blocaj. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Dați-mi voie să-mi pun ochelarii să vă văd mai bine! Ce drăguță sunteți! Mă bucur că ați venit la noi! Mă bucur! Vă îmbrățișez așa de aici, că n-avem voie! Da, da, dar cu tot sufletul! Da. Cum sunteți? Vă place la noi? Vai, minunat! 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 E chiar o bucurie! Minunat. Din câte simțim cu toții! De nedescris! În afară de bucuria copiilor și a nepoților, asta cred că întrece. Ce mă bucur, uite că avem așa o prezență aici. Mulțumesc frumos. Bun, să auzim ce spune juriul. Grigore Leșe, vă rog. Doamne, în sfârșit am avut un glas. Mi-am adus aminte de un citat al lui Nichita Stănescu, extraordinar, și l-am aici. Știi ce a făcut femeia asta acum aici, în studio? A venit, așa se zice, să curețe câmpul ca să aibă loc să aterizeze îngerii. Eu vă mulțumesc din suflet. Asta a făcut, domnule, într-o țară plină de agresivi, de ură, s-au terminat cărerele sufletești dintre oameni. Avem nevoie de un pansament. Dumneavoastră astăzi aici ați venit și a spus pansamentul și pentru asta vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, mulțumim. Cornelia, te rog. Nu
pot să vă descriu ce mare bucurie mi-ați făcut venind aici și ascultându-vă. Vă mulțumesc frumos. Sunteți, vă mulțumesc din suflet. Sunteți minunată. Să știți că așa de frumos cântă și mama mea. Curat, adevărat. Pur și simplu nu mai am ce să spun. Mulțumesc pentru această bucurie pe care ne-ați făcut-o. Mi-e drag să cânt. Mi-e drag să cânt. Se simte. Mulțumim. Și vă mulțumim. Niculina, te rog. Noi avem nevoie de reperele acestea și noastră sunteți un reper pentru tineri. Eu personal vă mulțumesc că existați. Vă mulțumesc că spuneți că tinerii trebuie să vină la vedeta populară. Trebuie să încerce. Să guste din acest succes și din această experiență. Noi avem nevoie să ne păstrăm echilibrați în această lume. Și eu vă mulțumesc din tot sufletul. Și eu vă mulțumesc pentru minunatele cuvinte. Vă mulțumesc. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Elize Stan, vă rog. Într-adevăr, ne-ați făcut o zi minunată astăzi. Aveți și un simț al umorului. Sunteți absolut minunată. De-aia am depășit bolile astea, că nu m-am lăsat la ele. Și știți ce ați dovedit acum? Că iată, emisiunea Vedeta Populară, care este singura emisiune de televiziune care poate să promoveze astfel de oameni, chiar are importanța ei bine întemeiată. Mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc tuturor. Vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi. Mulțumim și ne revedem la proba a doua. Vedem. Doamne ajută. Succes. Succes. Pe aici, mulțumesc, vă rog. Sigur, mulțumesc. O zi bună. Deci am trăit ce n-am trăit niciodată în viață. Eu ziceam că sunt prima care... că doar eu sunt bătrână. Să văd pe doamna Cornelia Rednic ștergându-se și dânsa de lacrimi, e mare lucru. Deci e mare lucru și cred că și doamna Elize Stan, numai că n-am văzut-o până mi-am pus ochelari. Doamna Maria! Oh, vă iubesc! Deja? Da! Yes! Cum v-ați simțit acolo pe scenă? În al nouălea cert, cred că am renăscut. Cred că de... Doamne, vă rog frumos, dacă aveți așa o energie de bună și de frumoasă, spuneți-le telespectatorilor cum ne cheamă pe noi. Dan și Lucian. Iată, vedeți? Da. Se poate! Se poate! Se poate! Domnule, așa, haideți să vă spun ce zic așa de prin sud pe dumneavoastră când vă aud cu Horitu. Așa. Care din sud? Ai noștri. Din sudul țării. Da. Cum se uită bunica mea și zice, măi, omul ăla acolo, toată lumea spune, mă, că e gescept, mă. Mă, dar el o ține cu o horă. Care horă? Care horă? Că eu nu... Oamenii cântă, ei nu zoacă acolo. El nu vorbește, ci când e horă. Mă, m-am tot uitat. Tot am așteptat. Mă, unii horă, că horă nu e. Zi, măicuță, să-ți spun ca să înțelegi. Acolo, la dumnealui, în zonă, a cânta, se zice, a hori. Hori. Care va să zică omul de cântat vorbește? Da. Mă, parcă n-am fi români toți, mă. Da, dar atenție. Deci, fii atent. Nu, stai. Ca ce o am. Așa. Toți din București care se dădeau cu folclorul, nu știau că se zice la cântec hore. Ziceau horă. Nu cred. No. Păi, e diferență. Ce, doamna Elize? Hora e horă și horă da, e horă. Dacă nu au venit leșe prima dată, ei nu știau că la horă îi se zice hore la cântec. La cântec. Despre asta vorbim. Da. Deci de unde vine? De la horosul grecesc. Da.